Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă! Astăzi mergem într-o mini-călătorie virtuală în Maroc și vom face împreună chifteluțe marocane cu sos de roșii, foarte gustoase și foarte ușor de preparat. Ca ingrediente vom avea nevoie de 1,5 de kg de carne tocată de vită, 350 de grame de roșii în bulion, 2 cepe tocate mărunt, 20 de grame de muguri de pin tocați, 1,5 de legătură de coriandru, 100 de ml de apă, 2 linguri de ulei de măsline, un cățel de usturoi tocat și câte o linguriță din chimion, ghimbir, boia dulce și curcuma. Bineînțeles că vom mai avea nevoie de sare și de piper. Pentru a găti această rețetă voi folosi multicucărul inteligent Tefal Cookformi Connect. Acesta este fratele mai nou al multicucărului Cookformi pe care știți deja și în plus are opțiunea Connect. Ce înseamnă asta? Înseamnă că îl putem conecta cu aplicația Cookformi și din aplicație putem descărca orice rețetă pentru a o avea în meniul aparatului. Asta vom face și noi astăzi, vom descărca rețeta din aplicație și o vom adăuga în aparat pentru a avea la îndemână toate instrucțiunile pas cu pas. Pentru început va trebui să deschidem aplicația Cookformi și să conectăm aparatul apăsând aici. Pur și simplu vom urma fiecare pas. După cum puteți vedea, se conectează foarte simplu și ușor, în doar câteva secunde. Apoi vom căuta rețeta. În aplicație rețeta se numește Chifteluțe Cofta. Și am găsit-o. Iar pentru a o descărca în aparat, va trebui să apăsăm butonul de play. Veți vedea descărcarea și în aplicație, dar și pe ecranul aparatului. Acum rețeta este în meniul aparatului, deci ne putem apuca de treabă. Pentru început, aparatul ne spune că va trebui să amestecăm carnea tocată cu ceapa, cu mugurii de pin, cu coriandrul, pe care îl puteți înlocui și cu pătrunjel. Adăugăm și usturoiul, condimentele, adică boiaua dulce, ghimbirul, curcuma, chimion și, bineînțeles, sare și piper. Voi amesteca foarte bine totul. După ce am amestecat foarte bine carnea cu toate ingredientele, voi forma chifteluțe. Nici prea mici, nici prea mari, cam de această dimensiune. După ce am format chifteluțele, voi deschide aparatul, iar în vasul acestuia voi adăuga uleiul. Voi apăsa pe butonul OK și ne întreabă dacă vrem să începem rumenirea, așa că voi apăsa pe da. Acum voi aștepta ca uleiul să se preîncălzească. Acum va trebui să rumenesc chifteluțele pe fiecare parte și să le scot atunci când sunt făcute. Când s-au rumenit frumos, voi scoate chifteluțele. Și le voi pune și pe cele rămase la prăjit. Este gata și cea de-a doua tură de chifteluțe. Și voi opri rumenirea. Voi pune roșiile în bulion într-un recipient înalt. Voi adăuga apa și le voi pasa foarte bine cât să obțin un fel de sos de roșii. Voi pune sosul de roșii în vasul aparatului. Voi pune înapoi și chifteluțele. Acum aparatul ne întreabă dacă vrem să începem gătirea. Așa că vom închide capacul și vom aștepta ca aparatul să se preîncălzească.
După ce s-a preîncălzit, aparatul a intrat sub presiune, iar în 3 minute mâncarea va fi gata. După ce au trecut cele 3 minute, aparatul se depresurizează singur, deci nu este nevoie nici măcar să-l atingem. Chifteluțele cofta sunt gata. Opțional, puteți pune la final puțin coriandru sau puțin pătrunjel tocat. Amestec bine. Și chiftelele sunt gata de a fi servite. Dragii mei, cam așa vor arăta chifteluțele marocane cofta. Este o rețetă simplă, foarte gustoasă și ușor de preparat. Chifteluțele sunt suculente, bine condimentate fără a fi picante și sunt foarte gustoase. Sosul este și el delicios și are un gust absolut minunat. Le puteți servi cu cuscus, cu orez, însă nouă ne plac foarte mult cu cartofi prăjiți. Sper din suflet să încercați și voi această rețetă cu prima ocazie și să vă placă! La revedere!